Bună dimineața, domnule primar, bine v-am regăsit. Bună dimineața, bine ați revenit în Comuna Vișoara. Suntem în luna aprilie, cu siguranță au început lucrările în forță și la dumneavoastră. Așa cum v-ați propus la început de an, aveți destul de multe proiecte pentru investiții. Da, vreau să vă spun că suntem 99,9% finalizat proiectul pe măsura 76 modernizare și dotări căminile culturale. Am primit chiar alaltă stațiile de sonorizare pentru cămine. Suntem, repet, 99,9%. Urmează să le dăm în exploatare și să se bucure cetățenii Comunei Vișoara de această realizare. Dacă vorbim de proiecte, suntem undeva la 90% la finalizarea proiectului pe măsura 7.2. Mai sunt câteva lucrări de amenajări, rigole și accese la gospodării, urmând ca în săptămâna următoare să se asfalteze undeva străzile pe o lungime de 2 km, ceea ce înseamnă un confort mărit pentru locuitorii și sporit pentru locuitorii Comunei Vișoara și, ca să spun așa, un pas înainte spre urbanizarea în totalitate a Comunei Vișoara. Așteptăm cu nerăbdare de asemenea programul Anghia Salini, unde în 11 octombrie am depus un proiect pentru modernizare străzi în Comuna Vișoara, în localitățile Vișoara și Urca, lungime de 6,2 km, valoare de undeva la 20 de milioane lei, sperăm să fie declarat eligibil, întrucât am îndeplinit toate condițiile pe care ni s-au cerut. Și mă refer aici, noi având infrastructură, apă, canal, nu avem de cine teme că nu vom fi declarați eligibili. Din păcate, până în prezent, nu am primit informații de la forurile în drept și pe această cale a solicitat celor care administrează, în special Ministerul Administrației, să grăbească punerea în aplicare a acestui proiect, a acestui program, pentru că este vital pentru localitățile din mediul rural. Ne-am bucurat să putem începe licitațiile pe Anghia Salini în acest an, ca să avem certitudinea că la anul vom începe efectiv modernizarea străzilor ce au mai rămas în Comuna Vișoara. De asemenea, suntem în derularea unui proiect cu amenajare piste de bicicliști, normal proiectul inițial e Urca Câmpia Turzii. Din păcate, sumele ce le avem pe PNRR e undeva în mediul rural de 324.770 de euro, ceea ce nu ne ajunge numai la o lungime de aproximativ 2 km, piste care se vor realiza în interiorul intravilanul Comunei Vișoara. De asemenea, suntem în derularea unui proiect de amenajare, v-am mai spus, a 4 stații de alimentare cu energie electrică automobilelor, să zic așa, pentru că viitorul se pare că ar fi acesta. De obicei, noi primarii suntem, nu spun așa, suntem pe parte nevoietăm, pe parte ne lăudăm. Dar vreau să remarc un lucru extraordinar care a reușit să-l facem început în urmă cu 2 ani. Împădurirea 40 de hectare, 40,49 hectare teren degradat. Lucrarea s-a finalizat acum 2 săptămâni. Deci la pădurea care am făcut-o în urmă cu 7 ani de 153 de hectare, în acest an am mai adăugat 40 de hectare, un teren degradat cu expoziție sudică și cu puternică erodare. În ce zonă? În zona SRD-ul, lângă corpul de pădure de la Cobor. Și de asemenea, cu ITRSD-ul se intervine acolo în vechile perimetre care le-am plantat în urmă cu 7 ani pentru completarea golurilor, că mai sunt vetre unde nu a fost o prindere bună a puietului și se procedează la reîmpădurirea. Deci aveți cam 200 de hectare. Da, 193 de hectare în ultimii 7 ani în Comuna Vișoara, eu zic că e bine.
se poate și mai bine, cel puțin în domeniul public mai are peste 100 de hectare, iar domeniul privat vă dă 300 de hectare. Numai în domeniul privat încă nu e clarificată proprietatea, așa cum spune legea. Ne bucurăm că am realizat acest lucru, pentru că viitorul este a apei și a pădurilor după mine. Ce să vă mai spun? Ne bucurăm că încă n-am avut incendii pe raza comunei la pături de vegetație. Noi am avertizat locuitorii că este interzis focul deschis, să nu dea foc la iarba uscată, mai ales în apropierea pădurilor. Cu agenții economici din zona, în zona pădurită am tras brazde de protecție. Și pe această cale fac apel la toți cetățenii comunei să evite aprinderea pășunilor, pentru că la noi pășunile sunt concesionate și cei care vor suporta vor fi cei care au concesionat trupurile de pășune. Și acolo unde vedem că trupul de pășune este ars, nu eliberăm hârtie pentru apea. Sau o eliberăm cu specificația și punem poză pășune care a dat foc. Deci poate fi avem subvenția, nu? Da. Eu nu știu cine o dat foc. Eu am discutat cu proprietarii, concesionarii de pășuni de la primărie. Păi, domnul primar, eu nu știu cine o dat foc. Domnul primar, eu nu pot păzi. Dumneata o ai în pază și în administrare. Trebuie să răspunzi. Eu nu știu cine merge pe hotar. Dumneata trebuie să-ți grijești un bun pe care l-ai concesionat pe 8 ani. Deci fac încă o dată apel la toți cetățenii comunei să nu dea foc la vegetația uscată, să nu arunce mizeriile din căruță, din mașină, și aici e groaznic, pe drumul județean, deci 150 până la Tritiu, până pe DC61, pe hotar am găsit deșeuri aruncate din mașini de cetățeni care din Triten, din Cean, din Câmpia Turgi, au dus la pășune, la buturi, un camion. E mai simplu să nu plătească. Un camion de deșeuri și le-au aruncat acolo pe pășune. Da, și la tău, deci casă, gradul de... Și au fost aplicate amenzi la aceste cazuri. Păi, dar trebuie să-i găsim. Chiar am făcut adresă ieri la poliție să-mi găsească cine e proprietarul la magazinul ăla, că de la un magazin, dar ăla o vândut la cineva, care e acel cineva, poate o vândut la altcineva, așa la altcineva l-au aruncat deșeul pe hotar. Fac apel la cetățenii să dea dovadă de spirit civic, mai ales că luna aprilie este luna curățenii și revin pentru toți cetățenii comunei Viișoara. Noi de la nivel de comun am început să văruim stâlpii, capetele de pod, tot ceea ce aparține domeniului public. Îi rog pe toți, mai ales că se apropie și sărbătorile pascale, trotuarul, șanțul aferent propriei gospodării, să-l curețe, să-l măture, să stropească, că așa este bine unei comune. Noi vom amenaja rondourile unde avem rondouri de flori, vom face curățenie în parcuri și vom mai planta niște trandafiri în comună, dar îi rog pe toți cetățenii să dea dovadă de spirit civic pentru curățenie în luna aprilie. Și nu în ultimul rând, în comuna Viișoara trece râul Arieș. Pe râul Arieș se aruncă enorm de multe deșeuri. Peturi, în special. Peturi vin din Amonte, dar aruncă și ai noștri. Îi rog să evite acest lucru, pentru că este organizat serviciu de colectare a deșeurilor pe fracții, și chiar funcționează foarte bine serviciul concesionat de firma Supercom. Deci trebuie să facem contract cu Supercom-ul, să scoatem pubelele toată marța, iar când pentru fracțiile de peturi, de hârtie și de metale, sticle, sunt zile pe care noi trebuie să le scoatem numai la drum să ni le ia. De asemenea, este interzis să facem focuri în grădini și să producem deranj pentru vecini. Bate vântul, merge, omul și aerisește, badea și-a prins gunoiul în grădină și merge fumul tot în casă. Plus există riscul ca o scânteie dacă o să sară și să se apune, da, și altceva.
Deci trebuie să dăm dovadă de spirit civic, să dăm dovadă că ne respectăm unii pe alții, zic eu. Pentru că atunci vei primi respect dacă și tu respecti pe altul. Dacă tu nu respecti, nu te aștepta la respect de la altcineva. Aș dori să vă mai întreb cum evoluează acest recensământ al populației la Bișoara. Cum adevărat? Până în prezent se face autorecenzarea, suntem undeva pe medie, nici foarte, foarte, dar avem recenzori, sperăm să până la final să fie o lucrare corectă, important e să fie o lucrare corectă și eu fac apel la cetățeni să se autorecenzeze sau să primească recenzorul, pentru că de modul în care decurge recensământul și de rezultatele recensământului, pe baza rezultatelor recensământului, se pronosticează nevoile unei colectivități pe viitorii 10 ani. Și în ultimul rând se pot accesa fondurile. Da, dar, deci, domne, în Vișoara e populația de atâta, e în creștere, în scădere, aici ai nevoie să ajutăm pentru infrastructură, pentru școli, pentru dispensare, pentru cămine, pentru orice. Și recensământul nu e ceva, hai să-l facem de dragul de a face. Pe baza rezultatelor de peta recensământului se fac programe de dezvoltare a unei colectivități, a unui județ, a unei țări. Deci trebuie să știi, avem o populație de atâta, avem suprafața de teren atâta, ocupația principală e atâta, noi trebuie să intervenim cu industrie, comerț, agricultură, ce se pretează la momentul respectiv în colectivitatea respectivă. Pe final, dacă tot ați amintit de sărbătorile pascale, transmiteți un mesaj pentru... Eu vreau să transmit un mesaj de pace, de liniște, de propria înțelegere, de împăcarea cu sine însă și cu ceilalți a tuturor locuitorilor comunei, Paște fericit, sănătate, mai ales că apar din Paștele Catolice cu o săptămână înainte, le doresc și cetățenilor de etnie maghiară din Vișoara un Paște fericit, sănătate și liniște sufletească și sărbători fericite și același lucru le doresc și la români care au Paștele în 24 aprilie. Sănătate și sărbători fericite și să fie mai buni unii cu alții și atunci vor fi și fericiți. Vă mulțumim și noi și pentru dumneavoastră sărbători fericite. Vă mulțumesc asemenea.